Felul în care românii percepe maghiari de cele mai multe ori nu este format în urma unor experiențe directe, în urma comunicării, în urma traiului, ci mai degrabă prin intermediul vulgatei istoriografice, a felului în care istoria este scrisă în manuale, al povestirilor intermediate și al întâmplărilor nu întotdeauna povestite de cei mai bine intenționați. De obicei, maghiarii sunt prezentați în istoria României ca opresori, la limită mâncători de români, gata oricând să oprească evoluția lor către independență, gata oricând să oprească unirea, gata oricând să-i subjuge. În realitate, lucrurile au stat de foarte multe ori foarte departe de această imagine. În Evul Mediu, spre exemplu, relația de vasalitate între regatul Ungariei și principatele românești este tratată de multe ori ca una de subordonare involuntară, de opresiune la limită. De fapt, dacă e să ne referim la unul dintre cele mai cunoscute și mai intens vehiculate exemple, cel al relației între Ștefan cel Mare și Matia Corvin, vom vedea cât de diferite au fost lucrurile și să vorbim despre celebra bătălie de la Baia din decembrie 1467. De altfel, una dintre puținele bătălii pierdute de Matia Corvin, un precedent istoric extrem de interesant. De ce? Pentru că atunci când după 1918 capetele înfierbântate au vrut să dărâme, să distrugă statuia lui Matia Corvin, o realizare excepțională din punct de vedere artistic din piața centrală a Clujului, Iorga a intervenit cerând nu numai prezervarea profilului sas și maghiar al orașelor transilvane, dar și păstrarea statuii, amendându-i regelui maghiar statuia printr-un scris care îl laudă, vorbind despre victoriile sale militare, cu excepția celor împotriva celui de-un neam de-al său. Revenind la Evul Mediu, relația între Matia Corvin și Ștefan cel Mare a fost una extrem de tumultoasă, însă pe ansamblu putem spune că a fost una de colaborare pe tot parcursul existenței regelui maghiar, căci acesta nu-i așa, murit în 1480 la Viena, cu mult înaintea lui Ștefan cel Mare. Revenind la Baia, trebuie să spunem că bătălia din decembrie 1467 a avut un istoric de natură să-i pună într-o altă lumină pe moldovenii lui Ștefan cel Mare. Și anume, conflictul a debutat cu ceva ani mai devreme, în 1462, pe fundul campaniei lui Mehmed, cuceritorul în muntenia lui Vlad Țepeș. În 1462, în încercarea de a-și prezerva, de a-și apăra granița, Ștefan cel Mare întreprinde o incursiune și încearcă să ocupe cetatea Chilia, păzită și atunci de o garnizoană maghiară. Încercarea lui Ștefan eșuează, însă câțiva ani mai târziu, pe fondul unei cu totul alte realități politice, în 1465, atunci când deja Vlad Țepeș fusese detronat și înlocuit de Radu cel Frumos, Ștefan întreprinde o nouă incursiune asupra Chiliei, de data aceasta reușită, masacrând garnizoana maghiară care păzea cetatea. Pentru Ștefan era important să dețină Chilia, pentru că în amplasamentul cetăților de graniță din jurul Moldovei, Chilia reprezenta un punct nevralgic, permițând otomanilor să atace oricând Moldova. Însă, paradoxal, Matia Corvin nu a reacționat la preluarea cetății de către Ștefan și nici la masacrarea garnizoanei maghiare. N-avea să reacționeze Matia la cucerirea cetății Chilia, însă avea să reacționeze în 1467, atunci când Ștefan cel Mare a fost implicat cu soldați și arme în revolta nobililor maghiari din Transilvania. O revoltă antiregală, o revoltă care a dus chiar la alegerea unui rege din rândul nobilimii maghiare, nemulțumite de politica centralizatoare a lui Matia Corvin, Ioan de Saint-Gheorghe, pe care Ștefan cel Mare l-a susținut, așa cum spuneam, cu soldați și arme pentru a prelua puterea în Transilvania. Abia atunci, la sfârșitul anului 1467, Matia Corvin, pentru a-l pedepsi pe Ștefan cel Mare, întreprinde o incursiune în Moldova, dând bătălia finală în decembrie 1467 la Baia, oraș locuit în majoritate de maghiari la acea vreme. Însă lucrurile nu se termină aici, pentru că după bătălia de la Baia, drept pedeapsă de această dată, Ștefan cel Mare întreprinde în 1468, dar și în 1469, două incursiuni în Transilvania, în zonele locuite de secui și, atenție, în Maramureș, în zonele locuite de nobilimea
română loială regelui Ungariei. În cele din urmă, conflictul este tranșat în 1470, când Petru Aron, concurentul lui Ștefan cel Mare și ucigașul tatălui său, cu o armată compusă în mare parte din secui, pătrunde Moldova, iar lupta se dă la Orbic în 1470, când Petru Aron este decapitat la ordinul lui Ștefan cel Mare pe câmpul de bătălie. Este momentul începutului unei noi reconcilieri între cei doi, reconciliere care a durat până la sfârșitul vieții lui Matia Corvin.